canalul meu. În acest filmuleț este vorba despre un teac creat de mine cu 10 întrebări. Vreau să știți câteva lucruri despre mine, pentru că, sincer, nu am făcut niciun clipuleț de acest gen și cred că a venit momentul să vă spun câteva lucruri ce ține despre mine personal. Am trecut acele 10 întrebări în acest carnețel. Sincer, am emoții pentru acest filmuleț. Sper să iasă bine, așa că să începem cu prima întrebare. Spune câteva lucruri despre tine și anume, cum te numești, câți ani ai, unde locuiești, dacă ești căsătorită sau nu și dacă ai copii. Este o întrebare destul de lungă și cu foarte multe subîntrebări. Ok, să-i dăm drumul la răspunsuri. Mă numesc Moisi Valentina, am 34 de ani, sunt căsătorită, am 2 copii și locuiesc momentan în Germania. Întrebarea numărul 2. Ce ocupație, job ai în momentul de față? În momentul de față, sinceră să fiu, singura mea ocupație este stau acasă cu copiii mei și urmez un curs de învățare a limbii germane pentru ca în viitorul apropiat să reușesc să mă angajez. Întrebarea numărul 3. Care este mâncarea ta favorită și care nu este favorită? Da, aș putea să spun că am o grămadă de mâncăruri favorite. Mâncarea mea cea mai favorită, cea mai preferată este mâncărica de varză cu pui, cu carne de pui. De fapt, tot ce ține de varză, tot ce ține de mâncăruri preparate cu varză. Apoi toate preferatele din cartofi, cartofi natur, cartofi la cuptor, cartofi pai. Și îmi plac foarte mult supele făcute din carne de pui cu găluștele de gris. Iar cele care nu îmi plac, sincer, ar fi câteva, dar foarte puține, pentru că eu sunt o gurmandă și îmi place foarte mult să mănânc. Nu îmi place carnea de oaie, de miel, de orice fel, orice ține de acest gen de carne. Întrebarea numărul 4. Ce muzică preferi să ascult? De obicei ascult muzică latino sau muzică italiană. Mai ascult și muzica comercială. Cam atât. Întrebarea numărul 5. Ce genuri de filme urmărești și spune unul care te-a fascinat și unul care te-a marcat profund? În general îmi plac filmele de comedii, bineînțeles cele care mă fac să râd și să mă simt bine, apoi filmele romantice, dar să vă spun așa care sunt preferatele mele, am o serie de filme și anume... Aceste filme sunt 3 la număr, Bridget Jones Diary, Bridget Jones La limita rațiunii și Bridget Jones Baby. Sincer, mi-a plăcut foarte, foarte mult această serie cu Bridget Jones, pentru că m-am regăsit oarecum în povestea ei, nu în totalitate, pentru că ea este o nebună, face o grămadă de chestii comice în aceste filme. Actrița principală este Renée Zellweger, apoi actorii principali, că sunt doi actori principali, Hugh Grant și Colin Firth, da, cred că așa se cheamă. Acest film are un Oscar, o tânără britanică care și-a propus să facă tot posibilul să renunțe la vicii, la alcool, țigări, mâncăruri nesănătoase. Iar pentru a face toate aceste lucruri, ea este nevoită să își țină un jurnal personal în care să își noteze anumite date și întâmplări. În plus, ea este și în căutarea dragostei, în căutarea iubirii adevărate și se îndrăgostește de șeful ei, care au o aventură frumoasă. Sincer, vă recomand să vedeți această serie cu Bridget Jones pentru că se merită. Fetelor, în mod special vouă vă zic, pentru că știu că multe dintre voi v-ați regăsi în aceste filme
eu cel puțin v-am spus, m-am găsit și cred că m-aș uita de 1000 de ori și tot nu m-aș sătura. Iar un film care m-a marcat pe mine foarte mult este vorba despre Forrest Gump. Este o dramă, este un film american din 1994. Actorul principal este Tom Hanks. Cred că ați văzut acest film. M-a impresionat foarte mult, sincer, despre felul cum își etala povestea vieții lui. Dar ca să vă spun așa în mare cam despre ce este vorba, povestea începe cu o pană care a căzut la piciorul lui Forrest Gump. Acesta o ia, o pune în geanta lui, așezat pe o bancă, așteptând autobuzul. Forrest povestește pe parcursul filmului despre viața sa. Filmul a avut un enorm succes comercial, a luat 6 Oscare, dacă nu mă înșel. Sunt momente triste, fericite în acest film, care na, te face să te gândești și tu la viața ta, la ceea ce ai făcut, la ceea ce ai realizat. Așa că dacă vreți să vedeți un film care să vă emoționeze profund, ceva legat de viață sau momente trăite, vă sfătuiesc să vă uitați la acest film, Forrest Gump, dacă nu ați făcut-o până acum. Întrebarea numărul 6. Enumeră câteva hobby-uri. Am foarte multe hobby-uri, îmi place enorm să pictez. De mică, mereu eram cu creioanele colorate în mână, cu acuarelele, pictam o grămadă și chiar am pictat și pereții din casă, da. Mama mă lăsa să fac ceea ce vreau pentru că știa că asta era plăcerea mea, cea mai mare să pictez. Apoi îmi plăcea foarte mult să cânt, mi-am dorit foarte mult să cânt, dar am avut trac să urc pe scenă și acesta a fost, cred că, singurul motiv care m-a împiedicat să cânt. Apoi îmi place foarte mult să călătoresc, să vizitez locuri, să descoper oameni noi. Întrebarea numărul 7. Ce dorințe ai pentru viitorul apropiat și îndepărtat? În viitorul apropiat îmi doresc sănătate, bineînțeles, pentru că asta este cea mai importantă. Să pot să realizez ceea ce îmi doresc, și anume să pot să lucrez, să-mi găsesc un serviciu bun, să-mi cumpăr o casă. Iar pentru viitorul îndepărtat, cu atât mai mult ce-aș putea să-mi doresc decât sănătate, ca să le pot face pe celelalte lucruri, dar cred că despre asta este vorba, sănătate. Dacă ai sănătate, poți să faci tot ceea ce îți dorești. Întrebarea numărul 8. Consider că acum ești fericită? Da, sunt foarte fericită pentru că mă simt împlinită, sunt cu familia mea, am 2 copii frumoși și ce aș putea să mai doresc altceva? Întrebarea numărul 9. Ai schimbat ceva în viața ta în momentul de față? Sincer, nu, n-aș schimba nimic pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place foarte mult ceea ce sunt. Și am ajuns la întrebarea numărul 10 și anume, care sunt cele mai importante lucruri din viața ta? Cele mai importante lucruri din viața mea sunt familia, în primul rând, familia, pentru că fără familia mea nu aș putea, cred că, să trăiesc, nu știu, nu cred. Sănătatea, bineînțeles, pentru că fără ea nu poți să faci absolut nimic în viața asta. Și liniștea, fericirea, respectul, cred că acestea sunt cele mai importante lucruri pentru a-ți menține echilibrul în viața de zi cu zi. Și cam astea sunt, cred că astea sunt singurele lucruri care pentru mine le găsesc foarte importante. Sper că v-a plăcut acest filmuleț de astăzi și poate ați aflat câteva lucruri esențiale despre mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul thumbs up și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Și puteți să îmi lăsați în comentarii ce anume vreți să mai știți despre mine, dacă vreți să mai fac acest gen de filmulețe cu tag-uri. Și nu înainte de a pleca, vreau să provoc câteva persoane de pe YouTube cu acest tag, și anume voi provoca pe Lavinia alias Cercul Pătrat
Mirela 888, Nikki's Vlog și Mio C Beauty Channel. Sper, fetelor, să vă placă această provocare și, dacă da, aștept cu nerăbdare acest filmuleț din partea voastră și, da, cam atât. Ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț. V-am pupat!